cele mai interesante subiecte din Oradea și nu numai, la Lumea în Obiectiv cu Mircea Bratosin. Salutare, prieteni, la Lumea în Obiectiv, podcast voi special. Mircea Cosel Bratosin la microfon, alături de mine doamna Andreea Carmen Oprea, de la asociația A Fi Om Este Gratis. Din zona Aradului vine să ne spună ce poate face bine pentru societate. Îi mulțumesc că a acceptat invitația noastră de a-și promova asociația și activitatea, dar și proiectele pe care le demarează pentru oamenii defavorizați. Îi spun bun venit în premieră la Lumea în Obiectiv. Bine v-am găsit. Spuneți-ne câte ceva despre dumneavoastră, distinsă doamnă. Mă numesc Oprea Andreea Carmen, am 29 de ani și locuiesc în comuna Târnova, localitatea Dud, județul Arad. Visul ăsta e de mic copil de a ajuta oamenii? Da. Dacă spuneați că din copilărie, vă aduceți aminte când a fost prima dată când ați făcut un gest pentru un om de lângă dumneavoastră? Prin clasa 10-a, când unul dintre colegi a suferit o depresie, a avut ceva probleme acasă și majoritatea dintre colegi îl bat joc.